Mircea, vorbeam cu unul dintre cei mai mari radioterapiști, profesori ai lumii, care este profesor român, profesorul Chiricuță. Vorbeam din nou despre cancer, despre nevoile pe care au bolnavii din România. Și ceea ce îmi doresc foarte tare este dacă poți să ne înseninezi tu, să nu ne dai și asta. De obicei, noi doi discutăm despre cazuri, mai ai cazuri de oameni care au nevoie de ajutor, da. Să vedem ce putem să facem. Bun, eu acum să te înseninez, mi-e teamă că n-am cum, odată că n-am părut bălai și chiar dacă și afară nu mai râde soarele de mult la el, că la tine râde. Și dacă ar fi fost bălaia cu el. Dacă nu ți-am zis deci, copile, ieși afară, nu, da. Ți-am zis Mircea, te rog, înseninează-ne. Da, n-am cum. Noi vorbim despre, deocamdată am vorbit despre poliție. Știi că la radio sunt câteva subiecte predilecte, având în vedere că lumea te sună în general din trafic și atunci subiectele se încadrează așa în câteva tematici semi-universale. Nu sunt foarte amuzante subiectele cu milițieni. Toma m-a dat Dan Andronic în judecată. Vrea 70.000 de euro de la mine, de exemplu. Ar fi o... Da, de ce? Da. Pe nu, ce? Nu știu, n-am. Nici nu te-ai interesat. Am înțeles. Nu, am crezut că vrei să le dai și această informație. Deci, faptul că mă dau băsiști în judecată mi se pare tare. Și faptul că băsiștii acum se reconvertesc în... Am observat o tendință, nu știu dacă ai observat-o și tu... Băsiștii acum încearcă să se reconvertească în pontiști sub acoperire. Ai observat asta? Nu. De exemplu, Andronic a scris, dacă tot veni vorba, a scris în Evenimentul Zilei un editorial de ce este George Maior o speranță pentru politica din România și pentru posibilul post de prim-ministru pe care îl va ocupa în eventualitatea în care Ponta va câștiga președinția României, știi? Și acolo era, vai, deci George Maior este, George Maior face, George... Înțelegi? Adică era o odă lui George Maior. Și zic, ia uite, vezi? Băieții. Adică, mulțumesc. Da, da, interesant, băieții, interesant. Da, am observat și la B1, să știi, la B1 acolo sunt niște... Deci în fiefurile băsiste, acum se petrec așa niște reorientări, sigur, nu foarte dramatice, dar deocamdată sunt niște pămătufuri. Probabil vor veni și tușele mai groase pe sigur, măsură sigur. Ce... Mulțumesc foarte mult, Mircea.